Pentru că în această seară vrem să fim atenți la ceea ce Scripturile vorbesc despre Duhul Sfânt, aș vrea să binecuvântăm pe Domnul cu Efeseni 1 cu 3, unde este scris: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Aleluia. Iar pe dumneavoastră vă salut cu salutul Apostolului Pavel, așa îl numesc eu, pentru că e prezent în toate epistolele ce îi poartă numele. Și scris și aici în versetul 2. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Vă mulțumesc încă de la început, că în perioada asta știu că v-ați rugat pentru noi, în mod deosebit pentru soție care este bolnavă, Domnul să vă răsplătească. Și la vreme potrivită să vă vină în ajutor. Ea este relativ bine, dar încă nu suntem ieșiți din această încercare și dacă o să ne mai amintiți în continuare, ne bucurăm. De asemenea, sunt dator să aduc saluturile fratelui Adrian de la dumneavoastră. L-am vizitat alaltă ieri în spital, a fost operat de hernie. Vă iubește și vreau să vă spun că este un om credincios împreună cu familia lui. Vă trimite salutări. Acum, dacă doriți să luăm Cartea Sfântă și Domnul să ne lumineze, să învățăm sau cel puțin să ne reamintim, pentru ca ceea ce știm, vorba Apostolului Pavel, să ne fie foarte clar, el zicea: eu știu în cine am crezut. Să nu ne îndoim, să nu fim cavalul mării, să avem convingeri concrete, clare, biblice. Vreau să vă citesc mai întâi Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 13. Aș vrea să vă rețin în această seară cu ceea ce a învățat Domnul Iisus Hristos pe ucenici despre Duhul Sfânt. Consider că aceasta e baza învățăturii despre Duhul Sfânt, ceea ce a spus Domnul Iisus despre Duhul Sfânt. Iată cuvintele Domnului: când va veni Mângâietorul. Și deodată mă opresc aici. Atunci, spune aceeași Evanghelie, Ioan capitolul 7, versetul 39, Duhul Sfânt încă nu fusese dat. Și atunci se putea pune întrebarea: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului? Pentru că venirea Lui era legată anume de ceva, nu putea să vină oricând, oricum. Aici în Ioan 7 scrie: Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Vreau să zic că aceasta a fost ordinea operațiilor. Și Petru zice în predica sa, vă citesc din Fapte, capitolul 2, versetul 33. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Adică Duhul Sfânt a venit numai după ce pentru noi s-a făcut ispășire în cer. Pe drept, Domnul Iisus e Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Amin. Pentru că în urma lucrării sale a venit Duhul Sfânt. Aleluia. Întotdeauna când ne gândim la Duhul Sfânt, să ne gândim de ce a venit. Pentru că Domnul le-a promis ucenicilor că nu-i va lăsa orfani. Nu numai. A fost o făgăduință, dar care era legată de lucrarea Domnului Iisus Hristos. Pentru că în evenimentele din Cartea Faptele Apostolilor, vedem, de exemplu, vă citesc din Fapte, capitolul 10, ceea ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu, de la versetul 42, Iisus ne-a poruncit să provenim norodului, să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu. Versetul 43, toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El. Pe când rostea Petru cuvintele acestea pogorând Duhul Sfânt, peste cei ce ascultau cuvântul. Adică nu putem vorbi de Duhul Sfânt fără să vorbim mai întâi de Domnul Iisus. Amin.
să fim recunoscători Tatălui că am primit făgăduința în urma a ceea ce Domnul Iisus Hristos a realizat. Slăvit să fie. Dacă El nu aducea jertfa pentru noi și nu obținea harul, dreptul să fim iertați, să avem acces la Dumnezeu, nu puteam să primim Duhul Sfânt. Puteam să stăruim dacă trăiam 1000 de ani. Am citit la început din Efeseni, capitolul 1, revin acolo, binecuvântările duhovnicești sunt în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea lumii. Da? Și spune tot aici versetul 13, și voi după ce ați auzit cuvântul, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Mulțumim Domnului de această făgăduință binecuvântată. Și dacă, dragii mei, țineți minte ce vă spun, dacă la careva de aici încă n-a venit Mângâietorul Duhul Adevărului, înseamnă că mai aveți ceva de rezolvat cu Domnul Iisus. Că El botează cu Duhul Sfânt. El trebuie să rezolve întâi problema, de acolo pleacă lucrurile. Atunci nu venise pentru că Iisus încă nu fusese proslăvit. Dar acum, cât încă Duhul Sfânt nu este venit, înseamnă că e ceva acolo de rezolvat. Spunea Ioan Botezătorul, vă citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetul 16. Când vă despre mine, vă botez cu apă. Vedeți, asta putem să o facem noi. Dar vine acela care este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i deslec ureaua încălțămintilor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Adică noi putem să-i botezăm pe oameni în apă. Dar rămâne acolo banda blocată. Că mai departe trebuie să ia Domnul în primire lucrarea. Și ceea ce trebuie să facă Dumnezeu, nu putem face noi oamenii. Duhul Sfânt este dat în urma realizărilor Domnului Iisus Hristos. Și din acest punct de vedere, să ne amintim ce scrie în Filipeni 2. În urma ispășirii sale, Dumnezeu l-a înălțat și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca oricine să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. În cazul acesta, Cel ce botează cu Duhul Sfânt, Cel ce a primit dreptul pentru noi, harul, să fim botezați și să vină Duhul Tatălui, Duhul Adevărului, slăvit să fie Domnul. În al doilea rând, vreau să pun din nou aceeași întrebare și să revin la cuvântul acesta pe care sigur o să-l țineți minte. Când va veni Mângâietorul? Și iarăși să întreb, când va veni? Că dreptul acum s-a primit. De la Rusalii încoace s-a aprobat. Dar la nivel de individ, când va veni? În Samaria scrie în Fapte, capitolul 8, că au primit cuvântul prin Filip, au fost botezați, dar n-au primit Duhul Sfânt decât atunci când a venit Petru și Ioan. Nu știu cât a durat. Mă gândesc săptămâni, zile, nu știu cât. Până s-a dus vestea, până s-au putut deplasa, s-au rugat pentru ei și Domnul a dat nu doar la evrei, a dat și la samariteni Duhul Sfânt. Dar cel mai scurt, din cât știu eu din Biblie, între primirea cuvântului, auzirea cuvântului și botezul cu Duhul Sfânt, a fost ceea ce am citat deja în parte, în Fapte, capitolul 10, în casa lui Corneliu. Dar e foarte important, și dacă sunteți atenți, veți înțelege. Când a venit Mângâietorul? Vă citesc Fapte 10, de la versetul 43. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în numele Lui, în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Țineți minte. Știți ce scrie versetul următor? Pe când rostea Petru cuvintele acestea, n-a fost orice moment al predicii. Mai întâi trebuiau să conștientizeze că trebuie să le fie iertate păcatele. Amin. Și apoi să primească Duhul Sfânt. Asta a explicat Petru în Fapte, capitolul 15,
Vă citesc versetul 8. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Dar acum atenție! N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Adică întâi trebuie să apară nașterea din nou și curățirea și într-un pas curat vine Duhul lui Dumnezeu. Da. Duhul Sfânt se ocupă cu spălarea, se ocupă cu înnoirea și nu contează cât de murdar a fost cineva. Povestea un frate presbiter de județul Timiș, era la stăruință la Roma, un alt frate mai în vârstă. Și într-o seară, între alții, o botezat Domnul cu Duhul Sfânt o persoană și zice ăsta mai tânăr către slujitorul mai bătrân: băi frate, ăsta la mine s-a mărturisit, n-am putut crede că îl botează Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Era prea murdar. Da. Însă Dumnezeu are putere să curățească. Are putere să ierte păcatele. Asta-i mira pe evrei. Cine e acesta de iartă păcat? Rețineți când va veni Duhul Sfânt. Vă citesc asta și din cuvintele Mântuitorului, Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 8. Când va veni, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Când vine Mângâietorul, trebuie să se rezolve problema păcatului, să fie curățire, înnoire și apoi să se așeze Duhul. Binecuvântat să fie Domnul. Poate te spune cineva, eu am primit Duhul Sfânt, așa mult mai simplu. Îmi amintesc că mi-a povestit un frate slujitor despre o soră care stăruia după Duhul Sfânt și numai nu primea. Și fratele zice, a primit așa o cunoștință înăuntru lui, zice, Domnul nu vrea să dea Duhul Sfânt la femeia asta, că nu vrea să se lepede de aurituri. Femeile sunt mai atrase spre podoabe. Dar zice, cum să-i spun că eu în biserică n-am oprit oamenii să nu poarte verighete? Acum ce o să zic? Îi dă Domnul îndemnul pentru a doua oară. Spune că nu primește Duhul Sfânt. Tot transpira, vorbea așa aiurea. Numai nu putea să se pronunțe cuvinte articulate. Și bucurie și pace. Să vină Duhul Sfânt. Și iară, eu gândind cu mintea lui, Doamne, dar cum să-i spun, cum să-mi spună, dar de ce nu mi-ai spus acum? M-am pocăit. S-a reținut. S-a terminat rugăciunea și un frate care a urmat să dea îndemn a zis, dacă vă reține ceva, dacă vă mai simțiți apăsați, mărturisiți-vă, renunțați, ca să nu constituiți o piedică în calea primirii Duhului Sfânt. Se pun pe genunchi la rugăciunea următoare, la un moment dat mă vede pe sora cu mâinile în sus, e vorbea în alte limbi, dar așa cursiv. Dar când se uită, nu mai era verigheta. La urmă, merge și îi spune ce i-o șopti lui Domnul. Și ea zice, frate, dar și mie de aseară numai asta îmi spune, renunță că vreau să-ți dau Duhul Sfânt. Și atunci când fratele a dat îndemnul respectiv, am zis, dar ce mă împiedică pe mine vorba famenului către Filip? Că oamenii care vor să dea năvală, ăștia se leapă de orice. Amin, care stau la negocieri s-ar putea să rămână afară până mă închide stăpânul ușa. Dragii mei, despre orice păcat ar fi vorba, Domnul întâi vrea să facă o curățire în viețile noastre. Amin. Pentru că nu poate Duhul Sfânt să vină într-un vas murdar, spune Scriptura. Vă citesc din a doua Timotei, capitolul 2, de la versetul 19. Temelia tare a Dumnezeu stăniți guduit, având petrecerea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și dovadă că suntem ai Lui, că ne-a dat Duhul Lui. Spune și în 1 Ioan, mai multe versete. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze, e fără de lege. Altfel pățește ca Simon, magul din Samaria. Dați-mi și mie puterea asta. Nu se poate că tu nu ești curat, inima ta nu e curată. Într-o casă mare nu sunt mai vase de aur. Diferit.
Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, că Duhul e sfânt. Și un vas sfințit, e sfințit numai când e curățit de acestea. Cum spune Scriptura. Dar acum lăsați-vă de toate acestea. Dragii mei, Dumnezeu, am văzut, ne poate da har așa dintr-o dată să ne lăsăm. Pe alții lasă Domnul să trudească mai mult, să vadă cât le sunt de dragi, dacă sunt gata să se lepere de lucrurile rele. Țineți minte, dacă de cumva vă este drag vreun păcat, că păcatul are plăcerea lui, de moment, e drept. Știți când le va părea oamenilor rău de păcatul făptuit? Sunt două variante. Când se pocăiesc, le va părea rău, vai, am păcătuit. Și vor zice ca vameșul, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul are putere să-i curățească, să înnoiască. Ăsta e momentul fericit. Dar de asemenea le va părea rău oamenilor de păcatele lor în pierzarea eternă. Plânsul și scrâșnirea dinților va fi dat de durerea păcatelor care le-au plăcut la oameni. De Domnul, ce și-ar mintea? Povestea cu Lazar. Da. Ce frumos în veșnicie dacă aici le pădăm de păcate, numai că noi nu ne mai aducem aminte, nici alții nu și-și mai aduc aminte de păcatele noastre. Că am devenit noi, toate noi, prin Duhul lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. În urma ispășirii Domnului Iisus Hristos. Deci rețineți primul gând, vreau să țineți minte. Când va veni Mângâietorul, poate să vină după ce Domnul Iisus a făcut lucrarea. În al doilea rând, când va veni? Când și-o face în mine și mă curățește. Când îmi sunt iertate păcatele, numai după aceea. Asta poate fi la predică sau într-un alt moment. Aseară eram într-o adunare și un frate a făcut următoarea mărturisire legat de momentul primirii Duhului Sfânt. În localitatea aceea a fost o influență de la martori și greu s-au organizat stăruințe. Și el a avut și el îndoielile lui, fiind influențat. A fost un om venit din lume. Dar la un moment dat și-a dat seama de nevoia de a veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, Duhul Tatălui în viața lui. Și a început să se roage, să postească. Și ne-a povestit aseară că era într-o zi la pădure. Muncea, când se facă pauză, n-a mâncat, n-a fost cazul să mănânce, s-a pus acolo în pădure pe genunchi să se roage. Și a auzit o voce. Roagă-te mai departe, că te voi binecuvânta în fața poporului. A urmat, după 2 ani, mai știu exact, să nu greșesc, s-a organizat stăruința acolo. Și a fost o cercetare într-o săptămână, știu lucrurile de aproape, că e comuna mea natală. Și mă sunau seara. Astăzi a primit un sfânt cu tare, cu tare, că îi cunoșteam. Și în duminica aceea, dintre cele 2 săptămâni de stăruință, s-a dus la amvon un frate presbiter și acest frate. Și în timp ce fratele ăsta presbiter se ruga pentru începerea serviciului de după ora de rugăciune, fratele ăsta alt o izbucnit într-o vorbire în alte limbi. Așa, curată. Și povestea asta, nu știam ce se întâmplă cu mine. Și abia după aceea mi-am amintit că mi-a făgăduit Domnul, te voi binecuvânta în fața poporului. Măriți să fie Domnul care își împlinește făgăduit. Cum vă spuneam că a fost o influență la noi în comună, un bunic al meu a stăruit multă vreme după Duhul Sfânt. Avea 90 de ani. Și cu asta trec la punctul următor. Că se leagă așa una de alta. Când va veni Mângâietorul, vă citesc mai întâi și apoi spun experiența bunicului meu, Fapte, capitolul 2, zice Petru așa. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, când va veni Mângâietorul, se va vedea și se va auzi. Scrie aici, a turnat ce vedeți și auziți. Nu se poate să vină Mângâietorul, Duhul Sfânt, fără să se vadă, fără să se audă. Amin. Slavă Domnului.
Bunicul îi povestește într-o zi tatălui meu, care îngrijea de el, mama, zice, devenise foarte rugativ spre bătrânețe. Se ruga mult. Era sănătos și la 90 de ani. Zice, astă noapte m-am rugat, mă rugam, eram în adunare la stăruință. Și m-am visat că m-am botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Și așa vorbeam în alte limbi. Dimineața, zice, a fost numai vis. M-am pus să mă rog, așa cum m-a spus, era foarte rogativ. Și de așa cum mă rog, tot ca azi noapte, că am vis. Păi nu știu când am botezat Domnul. Noaptea am vis, ori dimineața. Visul a fost botezul sau a fost premestirea rugăciunii dimineața? Dar Domnul s-a durat și de el. Mi-amintesc atunci când, apoi s-a bolnavit scurt, la câtva timp și a murit. Și când m-au anunțat că a murit, am deschis Scriptura, s-a deschis în Rut 2, unde scrie, o zis Naomi, binecuvântat să fie Domnul care a avut îndurare și față de cei ce au murit și față de cei ce trăiesc. Și am zis că îndurarea asta a fost prin faptul că Domnul și-a adus aminte și de el. Dragii mei, când vine Duhul Sfânt, trebuie să fie o manifestare supranaturală. În interiorul acelei persoane și poate să fie auxiliar în anexe și în prejurul acelor persoane. Cum s-a întâmplat în fapt sau în alte situații din Scripturi, Vechiul Testament, un bujic de vânt, flăcări de foc. Amin. Și în vremea noastră s-a întâmplat astfel, eu vreau să râd vecinii să vadă că ce s-a întâmplat acolo. Dar în mod deosebit se manifestă prin acea persoană. În cazurile prezentate în Faptele Apostolilor, știți ce s-a întâmplat, Fapte, capitolul 2, scrie aici în versetul 4, și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dă Duhul să vorbească. În Fapte, capitolul 10, scrie în felul următor, s-a pogorât Duhul Sfânt, îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Fapte 19, rețineți și asta, versetul 6, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și prorogeau. Îmi place versetul ăsta. Când vine Duhul Sfânt, poate să vină cu vorbire în limbi, dar poate să vină pe lângă vorbire în limbi și cu prorocie, amin, și cu vedenie, și cu alte lucrări ale Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Aleluia, slavă Domnului! Pot să fie mai multe din aceste manifestări. Îmi spunea o frate din Bihor, zice, în mod deosebit, mai cu ani în urmă, când erau lucrările mai împlinătate, zice, cam din 10 botezați cu Duhul Sfânt, cel puțin 3, dacă nu 4, și proroceau. Unii rămâneau și mai târziu peste an să prorocească, alții cel puțin atunci, pentru că biblic vorbind, un om plin de Duhul Sfânt poate să prorocească. Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit, Maria s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit, Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit, păi 7 s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit. Să dea Domnul, cum au zis Moise, tot poporul să fie alcătuit și să fie darurile într-o slujire binecuvântată. Vreau să vă aduc un argument din Scripturi. Pentru că în vremea noastră tot mai mult prinde contur. Ideea că se primește, că vine Mângâietorul atunci când omul crede, fără să se vadă și fără să se audă, adică fără vreo manifestare supranaturală. Vă citesc din cartea Levitic, capitolul 9. Dar înainte, amintiți-vă, vă rog, că noi devenim temple a Duhului Sfânt. Cuvântul ăsta e cunoscut, da? Amen. În Vechiul Testament era un cort și apoi un templu. Și scrie aici Fapte Levitic 9 cu versetul 22, un detalii scrie în Exod 40, cum s-au așezat cortul cu perdele, cu altare, cu tot, toate lucrurile la locul lor sfințite, stropite cu sânge. Preoții sfințiți și ei îmbrăcați cu haine, după cum a Dumnezeu a rânduit, acum toate erau gata. Aron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, că Vechiul Testament e umbra noului. V-am spus care e operațiile, care e ordinea. Dumnezeu, prin Domnul Iisus, a făcut ispășirea, se face la nivel individual, întâi jertfa de ispășire, toate pregătite, omul curățit, templu aranjat, toate noi,
Când Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii, când au ieșit din el, au binecuvântat poporul și slava Domnului a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit arderea de tot și grăsimile. Deci când vine prezența divină într-un cort, trebuie să se vadă ceva supranatural. Amin. Nu a prins Moise nici Aron focul. S-a prins de sus. Slavă Domnului. La fel s-a întâmplat, pentru că asta e regulă, la inaugurarea templului lui Solomon, cartea a doua a cronicilor. Vă citesc din capitolul 5. Scrie aici, în versetul 14. Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujbă, din pricina norului, că slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Vedeți? Și vă mai las un verset să-l căutați dumneavoastră. Așa să aveți și temă pentru acasă, că poate țineți mai bine minte. Scrie și aici că iar a venit foc de sus. Asta nu vi-l citesc. Norul, focul, fă prezențe a Domnului dovedite că și casa aceea nu-i casa lui Solomon, că e casa Domnului. Și-o mărturisit Domnul prin prezența lucrărilor supranaturale. La fel, când eu devin templul Duhului Sfânt și vine Mângâietorul, apoi o să vadă vecinii că s-a mutat nou proprietar, dragii mei. Dar eu spun că s-a mutat cineva și nu l-a văzut nimeni, nu l-a auzit nimeni. Asta e dovadă că încă nu-i casa gata. Sau nu-i casa curată, cum de nu se mută. Domnul să ne dea harul așadar să înțelegem. Și vă mai aduc aici un argument, tot în a vă ajuta, ca nu cumva vorba Apostolului, să fiți îndepărtați de la adevăr. Dragii mei, spune Scriptura 1 Ioan 5:19 că toată lumea zace în cer rău. Adică el este stăpânitorul și îi dirigează pe oameni prin poste și prin filozofii. Dar toți oamenii sunt îndrăciți? Nu. Dar pe ce se cunoaște un om demonizat? Pe manifestări supranaturale negative. Știe toți, noi mai puternic, lupe, vrăjitor, ghicește, ceea ce ca om natural, normal, oricât ar fi de geniu, n-ar putea. Atunci țineți minte paralela asta, antiteza asta. Un om în care un diavol se vede, dar în care Duhul Dumnezeu nu se vede. Ăsta se vede activități supranaturale negative, în care Duhul Dumnezeu se văd activități supranaturale pozitive. Doamne, arată-ți slavă, puterea și bunăvoința. Așadar, mulțumim Domnului Iisus că El voltează cu Duhul Sfânt. Glorie jertfei sale. Mulțumim Domnului că ne-a curățit și pe noi. Și dacă cineva încă nu-i curățit, Domnul să-și facă lucrarea la această seară. Amin. Și apoi mai departe să trimită Mângâietorul și se va vedea când îl trimite. Vor fi manifestări, vorbire în limbi, profeții, poate în jur, anumite fenomene naturale, supranaturale care Domnul le va face. Asta după cum va găsi El de cuvință. Numele Domnului să fie slăvit. Amen. Și în al patrulea rând și ultimul din ceea ce vreau să vă spun acum, când va veni Mângâietorul, dacă a venit, s-a mutat, sunt evidențe clare, care-i scopul, rolul său, pentru ce vine? Mă întorc la cuvintele Domnului de Evanghelia după Ioan, capitolul 16, și vă citesc. Versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, și trec la versetul 14, 13, îi va veni rândul. El mă va proslăvi. Cum să nu-L proslăvească Duhul Sfânt pe Domnul Iisus? Că de la Domnul Iisus s-a primit harul ca să-L primim. Dar ascultați mai departe. Va lua din ce este al meu și mă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Adică Duhul Sfânt vine cu lucrările lui Dumnezeu și toate astea trebuie să fie
spre slava lui Dumnezeu. Tot ce face Dumnezeu, să nu trecem cu titlul numele nostru. Să rămână în titlul numele lui Dumnezeu, a Lui să fie slava în vecii vecilor. S-a întâmplat într-o localitate, mi-au povestit frații, era o persoană demonizată. Frații au postit, s-au rugat. Și nu puteau să scoată demonul. Știți că și ucenicii au întâmpinat o astfel de imposibilitate. Și au chemat pe un frate, care știau că Domnul folosește pe linia eliberării, exorcizării. Dar fratele ăsta era seara, era obosit și mai bătrân, și-a scăpat așa o vorbă neînțeleaptă și-a zis, băi, atâția oameni nu puteți scoate de diavol. S-a dus, datorită chemării care o avea, darului care era peste el, s-a rugat și persoana a fost eliberată. Dar acolo era o altă persoană care avea dar de prorocie. Și-a zis, pentru că n-ai dat slava lui Dumnezeu. Pentru dar, harul și chemarea care ți l-a dat, când te vei întoarce acasă, te așteaptă o pagubă. Când s-a întors acasă, a stat la pătrăuțe lângă Suceava, luat cu fratele Răscol, nu mai știu ce a găsit mort acasă, ori vaca, ori cap. Dar era om sărac și paguba era mare. Dragii mei, noi trebuie să știm că atunci când vine Duhul Sfânt, nu mai ne satisface mofturile noastre, El vine cu lucrările lui Dumnezeu și tot ce se întâmplă pe aici sau oriunde lucrează, asta slavă îi se cuvine lui Dumnezeu. Amin. Că în Corint erau daruri, dar au început să se laude, care prorocea nu mai termina, care vorbea în alte limbi pe trecere, la grămadă. Și apoi zice, eu cu Pavel, eu cu Apollo. Și apostolul le scrie, zice, ce-i cu voi? Voi nu știți că eu nu sunt nimic, Apollo nu-i nimic, că totul e Dumnezeu care face toate lucrurile. Dumnezeu mi-a dat mie un dar, altul i-a dat alt dar. Este un raizvin, fratele Todorașul, frate folosit de Domnul la anumite lucrări supranaturale. Și obișnuiește dumnealui să spună, eu n-am vindecat pe nimeni. Toate lucrările care le-am văzut, le-a făcut numai Dumnezeu, Domnul Iisus. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Ați vrea să lucreze Duhul Sfânt aici sau de unde sunteți? Amin. Dar lăsa să vină cu lucrările lui Dumnezeu? Păi poate ne pică toate pretențiile. Poate nu face cum vrem noi. Cine face? Se spune că un om se ruga și Domnul nu l-asculta. Și cine mai a zis? Căruia s-a plâns. Băi, tu cum te rogi? Zici Tatăl nostru. Da, cum să nu zic că mă rog de atâta vreme? Ia cum te rogi, zi. Tatăl nostru care se încerc, e împărăția ta, fac să voia ta, ce stai. Băi, tu nu zici bine. Băi, tu vrei să se facă cum vrei tu, dar așa la știi, te rogi să facă voia Domnului. Păi să se facă voia ta. Da, dar așa nu-i bine. Alege! Ori! Noi vrem să vină Duhul Sfânt, dar s-ar putea să nu respecte voința noastră, criteriile noastre. Amintiți-vă de momentul acela scris în Genesa că s-a dus Iacob la Iosif la bătrânul Iacob cu cei doi băieți. I-a așezat așa ca să pună mâna dreaptă pe mâna la capul întâiul născut, mâna stângă pe capul al doilea și bătrânul pune șapte cruce. Iosif s-a gândit, băi, tata nu mai vezi. Tata, nu așa, bă, poate ți-e și greu, pune așa. Dar ai liniștit, băieți, ăsta va fi mai mare ca ăla ăsta. Ăsta e primul. O fi la tine, dar nu la Dumnezeu. Dragii mei, Duhul Sfânt când vine, vine cu a lui Iisus și cu a Tatălui. Și de-a mea nu ține cont? Dacă vrea, dacă nu. Dumnezeu face ce vrea în cer și pe pământ. Amin. Dar uneori nu poate face pe pământ că îl încurcăm noi. Mergem ca mama firului Zebedei cu ucenicii, uite ăsta vreau să stea aici, ăsta la din coace. Ne-au zis, locurile sunt repartizate. Da. Aici e marea problemă. Să știm că Dumnezeu vrea să lucreze, dar încurcăm noi uneori, dragii mei. Dumnezeu vrea să fie slăvit. Noi cu ce să fim slăviți? Eram în Austria, la Amsterdam și vine un frate la mine și spune, frate, zice, eu am priceput ce ai tu.
spune, frate, și ți-o dat Domnul har. Păi zic, acum mai l-au dat pe drept. Adică eu n-am nimic ce să am. Că dacă e ceva, e. Dacă nu e, dacă nu dă Dumnezeu, așa este. Nu este. De aceea să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-și poată proslăvi numele. O să-ți Domnul Iisus, că cei care își dau slavă unul altul, cei care au interese, ăștia se pierd. Dumnezeu face pe nimica pe înțelepții. Și arată El lucrările, că înțelepciunea lui Dumnezeu, nebunia lui Dumnezeu, ce Pavel în Corinteni, că e mai deșteaptă decât oamenii, da? Da, Dumnezeu știe ce are de făcut. Noi poate am zice, Doamne, îmi face lista, uite, ăsta proroc, ăsta e tai darul ăsta. Și Dumnezeu îmi spune, nici nu mă uit la schițele voastre, le am eu pe ale mele, numele Lui să fie sănătate. Vedeți, suntem uneori ca și Petru. Petre, vreau să spăl pe cioară. Mie? Nu știu cum. Petre, uite, taie și mănâncă de aici. Nu știu cum. Dar e interesant că Petru ce nici de cum, Doamne, ori-i Domn și îl lăsăm să facă ce vrea, ori nici de cum și atunci nu-i mai Domn. Nu se poate. Să lăsăm pe Domnul să lucreze. Amin. Prin Duhul Sfânt și darurile împărțite după voia sa. Dacă așa Domnul hotărăște, așa are putere să lucreze. Numele Lui să fie binecuvântat. Vă mai dau un caz și am încheiat. Ca să vedeți, să nu vă dezamăgeți, să spune frate, dacă Domnul nu ține cont de noi, Duhul Sfânt vine numai cu a Domnului Iisus, cu a Tatălui și a mele când le bagă în față. A dat Domnul la un băiat, un adolescent într-o casă de vise, cu niște snopi. Snopii s-au răsturnat a lui în picioare. Le-au spus, ce? Dar ce snopul tău e mai grosav? De Domnul Alvis se închina soarele, luna, 11 stele, acum chiar că i-a deranjat. Au prins ideea, știți ce au zis Genesa 37? Tu să stăpânești peste noi? Au vrut să-l omoare, l-au vândut, cum știți, dar au zis acolo, să vedem ce se va alege de visurile lui, spune textul biblic, Genesa 37, versetul 20. Au ajuns să vadă ce s-a ales de visurile lui? Au ajuns. Și când Dumnezeu l-a ridicat și ăștia în urmă a avut pâine, că snopii s-au prăbușit, dar lui a rămas în picioare și s-au închinat cu toții, acum vă întreb, să ne fi luat un interviu la frații lui Iosif. Măi, e bine în țară decât e fratele vostru conducător? Ai, ce bine! Și din toată țara noi o ducem cel mai bine. Dar atunci când Domnul a zis, când a descoperit că el va fi, a zis că nu vă place. Care era mai bun? Hai, treceți în locul lui! Vedeți, ăștia suntem noi. Doamne, fă cum vreau eu! Nu spune, nu? Dar în urmă când constatăm cum face Domnul, zicem, Doamne, nu mai bine cum ai zis Tu. Da, Dumnezeu e tot înțelept. Duhul Sfânt cunoaște toate lucrurile. Noi cunoaștem lucrurile în parte, puțin. Dumnezeu le știe pe toate. Noi suntem de ieri. Deci nici dacă o fi și mâine. Dumnezeu e din veșnicie, El are planuri binecuvântate. Să ne lăsăm în brațe de Lui. Să ne lăsăm cârmuiți de Duhul Sfânt. Să lăsăm nu doar să vorbească în alte limbi prin gura noastră, să vorbească și în românește, să ne ia într-o totul în stăpânire. Da, despre asta vom mai vorbi dacă Domnul ne va ajuta în seara asta și se va găsi de cuvinte. Până atunci nu uitați astea patru lucruri. Când va veni Mângâietorul? Păi poate să vină că Domnul Iisus a depus prețul în al doilea rând. Când va veni? Când s-a făcut curățenie din vasul tău și curat. Când va veni? Se va vedea. Că intră prezența divină. Dar când va veni, să știi de ce vine. Să proslărească pe Iisus și să aducă lucrările lui Dumnezeu în viața noastră, în adunare și să vină împărăția lui Dumnezeu. Cu acest scop vine, mărit să fie Domnul. Amin. Amin.